călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Cela ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le-i venise, este de folos tuturor ne dăruie, unule, ziditorule, omul din ce Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, despre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Tine zicilima Te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care L-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. O, omenește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi. Din care a fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai unde cetele sfinților Tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii Tăi odihnește, trecându-le lor toate greșelile. Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh. Între străluciri cu dreaptă credință să o lăudăm strigând, Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție și ne scoate pe noi din focul cel veșnic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin Tine și noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Sălășluiește locașurile Tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, curată, cel ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin Tine și noi să aflăm raiul,
născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Copilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de iar noi pământirii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge precum ai poruncit cel ce mai zidit și mi-a zis pământ și în pământ vei merge unde toți pământenii merg făcând tăguire de îngropare cântarea. Aliluia, 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 cu simții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor. Să o mărim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putea să-l căuta oștile îngereni. Iar prin tine prea curată s-a arătat tot cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu o să cerești pe tine de fericit. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și al Sfântului și deci vecilor. Amin. Vrea să ne diminuiești pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, pune iartă. Auzi-ne, cine minuiește? Doamne, minuiește! Hristos, împărat cel fără de mari, Dumnezeu nu o să cerem Domnului să ne rugăm. De Doamne, Doamne, miluiește, miluiește. Dumnezeu, Dumnezeu, s-a tot timpul care-i călcat moarte și pe diavol mai se poate dăruit viață dumneitale. Însă, Doamne, vihnește și sufletele adormiților robilor tăi, Gheorghe, Elena, Aurelia, Imie, Vasile, Vasile, Costică, cu tot neamilor adormit, în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, din de-a putut toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală au săvârșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, ia Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânta Învierea Ta cea de-a treia zi, cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici robii Tăi,
să fim moștenitorii acelui aș vrea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bunule împărate, prin noi smerințe și nevrednice slujitorii Tăi, iartă adormiților robilor Tăi, Gheorghe, Elena, Aurelia, Ilie, Vasile, Vasile și Costică, cu tot neamul lor cel adormit, orice au greșit în această viață ca niște oameni. Și iartă-le lor toate câte au păcătuit, prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firicele de tine. Să-i pomenim pe cei plecați din viața aceasta, pentru că, spuneam, suntem și datori. Și atunci când purtăm grijă de cei plecați, suntem asemenea femeilor mironosițe. Pentru că cel mai frumos, să spun așa, argument în cultul pentru cei adormiți este dragostea și evlavia femeilor mironosițe, care dacă n-ar fi avut această dragoste față de Mântuitorul Hristos, cel pe care îl așezaseră cu puțină vreme înainte în mormânt, dacă n-ar fi venit dis de dimineață la mormânt să ungă trupul Mântuitorului cu mir, nu s-ar fi învrednicit de marea bucurie de a fi primele care au primit vestea învierii Domnului. De aceea, noi când rânduim aceste pomeniri și rugăciuni, suntem asemenea acestor femei și să ne ajute Dumnezeu ca niciodată să nu uităm pe cei dragi ai noștri plecați din viața aceasta. Bunul Dumnezeu să ne primească rugăciunea, dragostea, evlavia, jertfa, pentru că, iată, frățile voastre ați venit de atât de departe pentru a ne ruga împreună și este un semn de mare iubire și mare jertfă. Dumnezeu să ne primească toată dragostea pe care o arătăm astăzi și pentru sufletele celor pe care am pomenit, să primească Dumnezeu aceste osteneli și să-i învrednicească Bunul Dumnezeu de fericirea de a fi cu Sfinții Săi într-o împărăția cea veșnică. Amin.